București Technology Week este cumva unic pe piața evenimentelor din București și cred că și din România. Și de asta noi suntem prezenți pentru al doilea an la acest eveniment. Cumva coincide cu scopul nostru, acela de a aduce tehnologie nouă pentru adulți și în ultima vreme mai mult pentru copii. După cum vedeți în jur, sunt foarte mulți copii care vin să vadă noua tehnologie. Pentru ei, ultimele noutăți sunt Pixel 3D special creat pentru copii, care are un punct de topire a plasticului foarte jos, astfel încât ei să nu se ardă. Sunt diversi roboți, gen Lego, pe care pot să-i facă, cu panouri solare. Asta este un model de robot care se construiește din gen Lego. Sunt mult mai multe modele de roboți de acest gen, pentru că gadgeturile noastre au ajuns de la părinți să intre în lumea copiilor și astfel am adus produse și pentru ei. Vă mulțumesc tare mult! O singură curiozitate mai am, cam care e cel mai, nu știu, cea mai mare atracție, să zic așa, a standului? Robotul pe care tocmai ni l-ați arătat sau mai aveți și altele? Nu, cea mai mare atracție a standului cred că este castelul Bran pe care l-am făcut cu creionul 3D. De fapt nu l-am făcut noi, l-a făcut un artist german la comanda noastră. A fost ceva de muncă, o să-l vedeți imediat, pentru că practic se așează strat cu strat și se creează o machetă a castelului. Practic, cu acest creion 3D se poate crea orice. Singura limită este imaginația și timpul liber. Creionul 3D Tridoodler este primul care a fost lansat în lume și cei care au inventat acest tip de produs. Iar pe gadgetway.ro găsiți toate aceste stilouri, amândouă variantele și de adulți și de copii, toate filamentele, accesoriile, noi fiind importator oficial Tridoodler în România. Mulțumesc frumos! O curiozitate personală, care este diferența dintre un creion pentru copii și un creion pentru adulți? Acestea sunt cele două variante. Cel albastru este pentru copii, acesta este pentru adulți. Diferența este, acesta este wireless, deci are baterie internă. Acesta merge cu fir. Asta are punctul de topire undeva sub 100 de grade, ca acum este pornit. Deci acum acest creion este pornit. Nu, crede-mă, nu te frigi. Da? Iar acest creion are în vârf 240 de grade. Da? Diferă filamentele tocmai din cauza diferenței de temperatură.